Dumnezeu, ei nu știe pe ce lume trăiește, să fim serioși. Și credeți-mă că nu mă bucură faptul ăsta. Am întâlnit foarte mulți colegi în perioada asta prin țară și la toți le-am spus, nu trebuie să râdem de greșelile pe care le face Viorica Dăncilă, pentru că râdem de noi, din păcate. Râdem de noi, ea ne reprezintă pe noi și gândiți-vă cum ne văd ceilalți oameni din alte țări, ce părere au ei despre noi toți, dacă în vârful guvernului se află un astfel de om. Reprezentanții de la ProRomânia nu mai vor să audă gafele premierului și intenționează să scape de Viorica Dăncilă din fruntea guvernului. Eu sper ca în toamna aceasta să reușim împreună cu colegii din PSD, pentru că fără ei nu o să putem, cu o parte din colegii din PSD care înțeleg foarte bine și care sunt nemulțumiți, să încercăm să schimbăm acest guvern, să avem un alt guvern ca în 2019, când vom prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, să avem un guvern performant, cu oameni performanți. Una din gafele premierului vizează și orașul Târgu Jiu. La prezentarea bilanțului pe 6 luni de activitate, premierul s-a lăudat cu finalizarea stadionului încă în construcție. Un consilier local din Târgu Jiu consideră gafa premierului ca fiind una gravă. Mihai Paraschiv vrea să inițieze un proiect de hotărâre prin care să o declare pe Viorica Dăncilă persona non grata a municipiului Târgu Jiu.